Consiliul Județean Mehedinți intenționează să depună o cerere de finanțare în cadrul programului de sănătate în vederea atragerii de fonduri europene. Acestea sunt necesare pentru implementarea proiectului de construire a unei policlinici noi într-o beta Turnul Severin. În cadrul ședinței de astăzi s-au aprobat proiectul și indicatorii tehnico-economici. Proiect de hotărâre 77 pentru aprobarea proiectului construire și dotarea ambulatorului de specialitate în cadrul Spitalului Județean de Urgență Probeta Turnul Severin și a cheltuielor legate de proiect și de aprobarea acordului de parteneriat. Valoarea acestui proiect va fi de 26 de milioane de lei cu TVA inclus. Se va construi un corp de clădire cu parter și etaj, cu o suprafață construită de 1000 de metri pătrați. Astăzi am aprobat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Mehedinți un proiect de hotărâre prin care facem un acord de parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnul Severin pentru a depune o nouă cerere de finanțare pe programul de sănătate, astfel încât să putem să construim o nouă clădire în apropierea policlinicii de pe Serpentina Roșiori, clădire cu parter și etaj, unde vor funcționa mai multe cabinete medicale, având destinația de ambulatoriu de specialitate pentru Spitalul Județean. De asemenea, tot prin acest proiect vom încerca să accesăm fonduri și pentru dotarea cu aparatură medicală.